Cu siguranță ai învățat și știi deja multe informații despre verb. Astăzi îți propun să afli mai multe despre formele verbale nepersonale. Vom începe cu un fragment despre verb din textul Legenda părților de vorbire. Și vom observa diferența dintre formele verbale personale și cele nepersonale, insistând asupra formelor verbale nepersonale, infinitivul și participiul. La final, îți propun două exerciții de tip adevărat-fals. Legenda părților de vorbire. Se spune că de mult, înainte ca lumea să fie lume așa cum o știm noi astăzi, a fost o inteligență atotputernică pe care oamenii au numit-o mai târziu Dumnezeu. Și pentru că era singur și atotputernic, Dumnezeu a inventat cuvântul prin care a creat lumea. Se crede că primul cuvânt a fost verbul, care avea puterea de a face. Și așa Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Și pentru ca pe pământ să se întâmple tot felul de fapte, mai târziu au fost creați și oamenii. Atunci verbul a exprimat toate acțiunile și stările oamenilor. A râde, a iubi, a munci, a alerga, a căuta, a dormi, a mânca, a citi, a învăța, și multe, multe altele. Uneori, oamenii uită cine a folosit verbul ca să facă cerul și pământul și cred că ei au întemeiat lumea prin verb. Dar cei mai mulți oameni știu să folosească verbul cu grijă și cu iubire ca să umple lumea cu fapte bune și frumoase. Infinitivul este o formă verbală nepersonală care denumește acțiunea în sine, fără a o raporta nici la timpul acțiunii și nici la persoana care îndeplinește acțiunea. Infinitivul este format din marca a plus verbul. Spre exemplu, a dansa, a tăcea, a râde, a hotărâ, a coborâ. În orice tip de dicționar, verbul este înregistrat cu forma nepersonală de infinitiv, fără marca A. Dacă, spre exemplu, dorești să cauți în dicționar verbul voi consolida, vei căuta verbul consolida la infinitiv, dar fără marca A. În imaginea alăturată, poți observa o pagină din dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, în care verbele la infinitiv sunt evidențiate prin culoarea verde, iar între paranteze poți observa că este redată forma de infinitiv cu a a verbului, a plus un semn grafic care indică infinitivul. Thank you.
Participiul este o formă verbală nepersonală care are trăsături de verb atunci când este utilizat ca formă invariabilă de masculin singular, precum citit, și trăsături de adjectiv când are forme variabile după gen și număr, citit, citită, citiți, citite. Ca formă verbală nepersonală, participiul este element component al timpurilor verbale compuse, perfectul compus și viitorul anterior. Perfectul compus este format din verbul auxiliar a avea plus participiul invariabil. Astfel obținem am dansat, ai dansat, a dansat, am dansat, ați dansat, au dansat. Viitorul anterior este format din verbul auxiliar a vrea plus verbul auxiliar a fi plus participiul invariabil, obținându-se formele voi fi dansat, vei fi dansat, va fi dansat, vom fi dansat, veți fi dansat, vor fi dansat. Terminațiile specifice ale verbului la participiu sunt at, t, ut, s și it. Ca formă verbală nepersonală cu trăsături de adjectiv, participiul variază după gen și număr, așa cum poți observa din exemplele oferite pentru ilustrare. A scos din ghiozdan un caiet rupt. Rupt se acordă în gen și număr cu substantivul caiet. Nu mai purta acei pantaloni rupți. Rupt se acordă în gen și număr cu substantivul pantaloni. S-a întors de la schi cu o mână ruptă. Ruptă se acordă în gen și număr cu substantivul mână. Purta haine rupte. Rupte se acordă în gen și număr cu substantivul haine.